Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi despre un film care are 4 nominalizări la Oscar. Filmul se numește Call Me By Your Name și criticii spun că este un film necinstit și periculos. De ce? Deoarece vorbește despre o relație intimă, sexuală, între un adult și un adolescent de 17 ani. Acest film elogiază pedofilia sau se poate numi și în termenii din vechime, pederastie. Este un film, în orice caz, despre idila dintre un bărbat matur și un băiat de 17 ani. Prin lansarea acestui film, scrie Evenimentul Zilei și ActiveNews.ro, Sony face o declarație de susținere a pedofiliei. Sony nu a înțeles mesajul că pedofilia sau pederastia nu este niciodată ceva bun, indiferent dacă este consensuală, homosexuală, într-o țară străină, etc., afirmă autorii unei petiții împotriva acestui film. Filmul a fost nominalizat la categoriile cel mai bun film, cel mai bun actor, cel mai bun scenariu adaptat și cel mai bun cântec original, scrie Evenimentul Zilei.ro. Însă acest film este o abil regizată, frumos filmată, splendid jucată lecție de prădare sexuală și abuz, scrie Cian Montgomery, având titlul Filmul acesta este necinstit și periculos. Așa că, nu, acest film nu este o operă de artă, ci trebuie să-i spunem pe nume, acest nume este abuz, concluzionează Cian Montgomery în acest comentariu. Stăm de vorbă prin telefon cu doamna psiholog Lizeta Tsuț. Care credeți că este miza, de ce se schimbă valorile unei omeniri întregi, în ultimul rând se caută cu disperare schimbarea acestor valori, valori care sunt scrise în ADN-ul uman? De ce credeți că există această tendință? Da, este un subiect foarte dificil, un film foarte complicat. Un film care trezește sentimente și pozitive și negative în fiecare dintre noi în funcție de valorile pe care ni le-am format de-a lungul vieții. Și ținând cont că acest film țintește publicul tânăr, adolescenții în mod special, se trage un semnal de alarmă, pentru că la această vârstă abia încep să-ți consolidezi propria imagine, propria identitate și abia după aceea încep să clădești și să adaugi valori. De ce se încearcă o schimbare, de fapt este o încercare asiduă și agresivă totodată în ultimii ani de schimbare a valorilor? Cel puțin noi creștini știm foarte bine că păcatul încearcă să se infiltreze foarte, foarte subtil și în general în mass media, când vorbim de modalitățile acestea moderne de influențare a dezvoltării conștiinței umane, mass media joacă o carte foarte finuță și foarte subtilă, se folosește de sentimente și de emoții pe care adolescenții și tinerii de cele mai multe ori și le reprimă din cauza normelor și a contextului social în care fiecare dintre ei se dezvoltă. Filmul este foarte bine gândit, începând de la autorul cărții și de la regizor. În momentul în care mi-a lăsat provocarea de a discuta puțin pe marginea acestui film, am fost foarte curioasă să văd cine a scris această carte și cine a regizat acest film. Ce pot să vă spun? Autorul cărții, Andrew Eichmann, nici nu știu cum să-i pronunț exact numele și asta pentru că și el avea o problemă de a-și defini propria identitate, fiind evreu la origine, dar din tată turc, mamă italiancă, crescut pe nu știu unde, deci avea o problemă și recunoaște, spune într-unul dintre interviurile lui că la un moment dat avea probleme în a-și defini propria identitate. Ideea este că la maturitate acest autor care scrie și SF-uri este profesor universitar și predă istoria teoriei literare și lucrările lui Marcel Proust. Marcel Proust, toată lumea știe, un autor extraordinar, opere și capodopere, dar a fost homosexual. Da? Regizorul, de asemenea, are aceleași probleme identitare la origine, este italian, da? Și a proiectat toată acțiunea filmului în zona sa natală. Însă, repet, are aceleași probleme de definire a imaginii și a identității la origine. Și când spun lucrurile astea, am plecat și de la faptul că autorii filmului și actorii care joacă în film spun că au creat acest film pentru că ei, la vârsta adolescenței, au avut nevoie de
evenimente sau de oameni care să fie lângă ei și să-i ajute, să-i îndrume, să-și descopere nu neapărat identitatea sexuală, cât identitatea sentimentală, să-și înfrângă incertitudinile, temerile, frământările care vin odată cu prima iubire. O să spuneți, bine, dar ce legătură are asta? Că toți copiii, mă rog, toți adolescenții trăiesc drame, toți se îndrăgostesc, toți suferă. Este o etapă prin care și noi am trecut și vor mai trece toți tinerii și toți adolescenții. Da, dar este foarte importantă această etapă, pentru că în această etapă, când adolescentul încearcă să-și definească propria imagine, dacă nu are un reper sănătos la care să se raporteze, ajunge în situații de acest gen. Mai ales acum în societatea modernă, când părinții, din păcate, părinții cu mentalitate modernă, sunt absenți uneori din dezvoltarea adolescentului, pe motiv că este cu minte adolescentul, merge la școală, rezultatele școlare sunt bune și atunci îl lăsăm în pace. El va căuta să se raporteze la ceva anume. Va căuta să găsească ceva ce simte aproape. Probabil că se întreabă ascultătorii ce este rău cu această căutare. Ce este rău, ca să nu fiu sau să pun așa întrebări gen avocatul diavolului, ce este rău cu homosexualitatea? Ce este rău cu pedofilia? Ce este rău cu relațiile între un adult și un adolescent? Păi, în primul rând este rău pentru că venim și facem ceva împotriva firii noastre, împotriva a ceea ce ne-a creat Dumnezeu. Da? Știm foarte bine care este părerea Bibliei, avem exemple pe paginile Scripturii despre modul în care Dumnezeu reacționează și acționează în cazul acestor păcate. Da? Când vorbim de homosexualitate și avem cel mai concludent exemplu Sodoma și Gomora. Deci, ca și creștin, adresându-ne unui public creștin, primul nostru reper când vine vorba de homosexualitate sau perversiuni sexuale, așa cum sunt catalogate din punct de vedere psihologic, este suficient să ne gândim la acest lucru. Homosexualitatea, din păcate, este o perversiune sexuală. Îmi pare rău că oamenii de știință, specialiștii, încearcă să-i găsească o justificare. Nu au reușit, din păcate, să găsească acest lucru nici din punct de vedere științific, nici din punct de vedere psihologic. Tocmai de aceea, mult contestatul Freud vine și spune că homosexualitatea este o perversiune. La fel și pedofilia, la fel și pederastria. Și da, din păcate, pentru că... N-am știut despre Freud că a afirmat acest lucru, dar asta este o bilă albă pentru Freud. Vă pot garanta că a afirmat acest lucru. Printre Freud, multe alte bile negre. Printre multe alte bile negre și, din păcate, dați-mi voie să vă spun că stadiile acelea de dezvoltare ale lui Freud sunt atât de reale încât toată media le exploatează. De ce? Pentru că Freud a lansat ideea că ne dezvoltăm sub impuls sexual și că toată devenirea noastră ulterioară, da, copilărie, adolescență, are legătură cu aceste stadii de dezvoltare sexuală. Și așa și este. De ce? Pentru că, ca și oameni, suntem făcuți să căutăm alipirea de celălalt. Ca și oameni, pe acest pământ, căutăm într-una să ne securizăm emoțional, căutăm afectivitate, căutăm să primim dragoste, să oferim dragoste. Și un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, un om care nu știe să se securizeze emoțional, primindu-L pe Dumnezeu în viața lui, unde va găsi această siguranță emoțională și sentimentală? În filme de genul Call Me By Your Name. Interesant. Aici va găsi. Interesant că tinerii care sunt înclinați spre relații homosexuale sau de pedofilie sunt cei mai predispuși la depresii și sinucideri. Așa spun statisticile. Da, așa spun statisticile și este și foarte adevărat. De ce? Pentru că, în primul rând, acești tineri, acești adolescenți, se consideră neînțeleși. Și la această vârstă vorbim și de teribilism, vorbim de ideea asta că toți sunt contra mea, vorbim de faptul că rolul de victimă ne prinde extraordinar de bine și atunci întâlnim oameni corupți și fizic și moral, întâlnim oameni viciați care vin și ne oferă această siguranță și ne spun, da, eu te accept așa cum ești, ești homosexual, ești cum ești tu, nu mă interesează, eu te accept așa cum ești. Or, societatea normală care contestă aceste lucruri
nu ne acceptă chiar așa cum suntem și ne impune o anumită cenzură. Da? Creștinismul, ideea de, ideea de a-L accepta pe Dumnezeu în viața noastră, de a fi integrat într-o comunitate religioasă, vine și ne cenzurează lucrul ăsta și ne spune că trebuie să renunțăm la aceste idei, la aceste convingeri. Ori societatea modernă, mass media în general, nu ne cenzurează lucrul ăsta și nici nu ne cere să renunțăm la ele. Din contra, ne încurajează și ne spune, ok, ești diferit, dar trebuie să fii acceptat așa, pentru că asta înseamnă dragostea de semenii noștri, nu? Să-i acceptăm pe fiecare așa cum sunt și să iubim ca pe noi înșine. Porunca divină este foarte frumos luată și transpusă. Și asta pentru că, așa cum spuneam la început, păcatul se infiltrează foarte fin și foarte subtil în viața noastră. Și gândiți-vă câtă siguranță îi se oferă unui băiat, unui adolescent, care are probleme cu imaginea de sine, cu identitatea sexuală, cu absolut orice. În mintea lui totul este neclar. În momentul în care vine un bărbat și se apropie de el, da. Vine acel bărbat și îi arată o imagine a masculinității. Vine acel bărbat și aduce cu el niște trăsături, niște abilități și poate niște lucruri pe care adolescentul nostru nu a avut niciodată ocazia să le vadă acasă în familie. Vine acel bărbat și aduce o doză de siguranță și siguranță la nivel de identitate și siguranță fizică. Vine și oferă o protecție pe care adolescentul nostru nu a simțit-o până în acel moment. La această vârstă, mintea umană este foarte periculoasă. Fiind în căutare, neavând identitate, ea se pliază pe ceea ce vine și oferă o securitate emoțională. Care credeți că este miza? De ce se, așa cum spuneați, de ce se duce această luptă agresivă împotriva valorilor naturale lăsate de Dumnezeu, înscrise de Dumnezeu în ADN-ul uman? Ce se dorește de fapt? Să devină planeta Pământ, să devină o planetă de homosexuali, o planetă de pedofili? Ce se dorește de fapt? Aici care există, este ținta mai multe variante, da, aici există mai multe variante de răspuns în funcție de abordare. Dacă abordăm din punct de vedere biblic această problemă, știm cu toții răspunsul, da? Dacă abordăm psihologic, avem un alt răspuns. Dacă abordăm în contextul acesta multicultural și colorat din toate punctele de vedere, avem alt răspuns. Însă eu cred că viața trăită fără Dumnezeu aduce toate aceste lucruri. Și dacă ne uităm la evenimentele mondene din ultima perioadă, nu sunt o consumatoare, dar inevitabil, având un cont de socializare sau deschizând e-mail-ul, primești tot felul de știri. Știu că este și această campanie Me Too, unde actrițele vin și povestesc abuzurile sexuale la care au fost supuse de către producătorii de film. Și vin și încearcă să demascheze o întreagă industrie cinematografică, coruptă și sexual și moral. Și așa, toată imaginea aceea despre Hollywoodul acela luxos mi se destramă treptat, pentru că vedem că unele filme care vin și transmit emoții frumoase, unele filme care vin și rezonează, în general ne plac filmele care rezonează cu interiorul nostru. Acelea sunt filmele care ne plac, acelea sunt filmele pe care le considerăm capodopere cinematografice. Un film care nu rezonează cu noi, ăla nu ne place, ăla nu-l ține minte și nici nu ne influențează. Tocmai de aceea și filme de genul ăsta vine și rezonează cu adolescentul și îl îndeamnă spre diferite orientări. Așa cum spuneam, și campania aceasta Me Too vine și arată o lume coruptă. Mă uitam, încă o dată revin la ceea ce spuneam la început, la identitatea autorului cărții și a regizorului. Dați-mi voi să vă spun că vorbim de doi oameni care sunt infiltrați la nivel mondial în campanii publicitare. Fac campanii publicitare pentru Gucci, pentru Louis Vuitton. Deci vorbim de oameni la nivel înalt, oameni corupți, oameni care cară după ei bagaje patologice. Și ce fac? Vin și le expun. De ce? Pentru că exact și ei au declarat că ei în momentul adolescenței s-au confruntat cu probleme de genul acesta și au avut nevoie
de cineva care să vină și să le răspundă acestor temeri și incertitudini și să-i ajute. Și de la tribuna genialităților, pentru că sunt geniali, folosesc această tribună a genialităților pentru transmiterea unor mesaje absolut destructive. Sigur că da, pentru că ei sunt oameni fără Dumnezeu. Ei nu au o problemă cu asta. Ei știu doar că au avut o problemă în acel stadiu de dezvoltare, n-a avut cine să le răspundă. Între timp au găsit diferite surogate de satisfacerea emoțiilor și a sentimentelor neîmplinite atunci și acum vin și le transmit așa cum cred ei. Păi eu am rămas șocată când autorul cărții vine și spune că a fost singura carte, are foarte multe cărți scrise, dar a fost singura carte pe care a scris-o în 3-4 luni și că toată scrierea a fost așa cursivă și a venit de la sine încât s-a șocat pe el. Însă și n-a știut exact cum de reușește să scrie așa de repede. În tehnicile, în practicile oculte există scriere automată, se numește. Exact, există, da. Există și asta. Adică și inspirată de duhuri rele. Da, sunt perfect de acord cu dumneavoastră, pentru că asta face cel rău. Vine și se folosește de toate temerile noastre, de toate fricile noastre, ca să... Să ne dea impresia că, de fapt, vine și ne răspunde la niște probleme. Să ne dea impresia, uite, tu ai frica asta, ai temerea asta, eu am soluția asta. Și întotdeauna soluțiile date de cel rău, soluțiile cele mai facile, care nu ne pun pe noi în situația de a depune un efort, de a schimba ceva, de a renunța la ceva, sunt cele mai bune pentru noi. Interesant că tocmai în weekendul trecut la București, la Muzeul Țăranului Român, a avut loc un incident, a fost proiectat un film homosexual cu mesaj homosexual și acolo un grup de protestatari au intrat în sala de cinema și au protestat, au intonat imnuri religioase, imnul național al României și au protestat împotriva acestui film. Vine și peste noi, vin și în România toate aceste lucruri, dar vreau să spun un lucru, eu sunt gelos, mi-aș fi dorit să văd un film creștin nominalizat la categoriile cel mai bun film, cel mai bun actor, cel mai bun scenariu, cel mai bun cântec original, un film creștin, un film cu un mesaj creștin. Acum nu știu, poate cei de la Academia de Film nu ar nominaliza un film creștin sau poate nu au, filmele creștine nu se ridică la acest nivel. Filmele creștine se ridică la acest nivel și sunt capodopere cinematografice, îmi pare rău că acum nu-mi vin în minte titlurile lor, dar sunt filme care transmit și un mesaj pozitiv din punct de vedere creștin. Însă acestea nu au impact. De ce nu au impact? Pentru că, în general, învățătura creștină vine și îmi spune mie că sunt greșit. Învățătura creștină vine și îmi transmite ideea că eu nu trebuie să mă accept pe mine așa cum sunt, ci că eu trebuie să mă schimb după cerințele lui Dumnezeu. Societatea modernă nu caută schimbare. Societatea modernă nu caută calapoade după care să se plieze. Societatea modernă nu vrea un Dumnezeu suveran care să vină să-i spună ești greșit, trebuie să te schimbi. Societatea modernă vrea lucruri facile, lucruri ușoare, vrea acceptare de sine. Și atunci, niciodată, acțiuni de genul acesta nu vor fi acceptate atât de facil, pentru că nu vin să răspundă unei nevoi a mele. Dacă eu, ca persoană, ca adolescent, ca adult, am în mintea mea ideea asta că am o altă orientare sexuală decât cea normală pe care am văzut-o în familie sau în societate și vine acum un film, da, și vine și îmi povestește, măi, nu e bine, uite, e un păcat, nu e ok, e contra naturii, contra modului în care ai fost creat și așa mai departe, eu nu-l accept, pentru că asta e natura noastră umană, să fim gică contra. La final, încă un aspect pe care îl discutam cu dumneavoastră înainte de începerea interviului despre această pederastie care funcționa în antichitate, dar care se pare că revine la modă în vremurile moderne. A funcționat pe tot parcursul istoriei, probabil. Da, a funcționat pe tot parcursul istoriei, da, a fost lansat în Grecia antică, dar apogeul ei a fost în Europa, în perioada Renașterii și în țările arabe. În țările arabe, această practică era foarte
foarte răspândită, pentru că se pleca de la, de la ideea că un adolescent, ca să poată să treacă, să facă pasul de la adolescență la stadiu de adult, trebuie să fie fecundat de către un bărbat. Asta este practica ce se pare că se dorește a fi reînviată. Și filmul mai degrabă are legătură cu acceptarea identității homosexuale de către adolescenți și cu promovarea homosexualității decât cu pedofilia din punctul meu de vedere. Știu, și în spatele acestui film, revenind la producție, regizie, regie, sponsorizări și așa mai departe, toate indică acest lucru. Deci, de fapt, subiectul principal este acesta, de acceptarea identității homosexuale și de îndrumare practică a tânărului. Da? Tânărul respectiv trebuie să știe, mai sunt și alții ca el, care îl vor susține și îl așteaptă să-l, să-l sprijinească. Din câte știu, cea mai mare influență asupra valorilor oamenilor în vremurile noastre o au filmele. Filmele, în primul rând, apoi mass media, radioul, internetul. Biserica este undeva pe ultimele locuri. Deci mințile oamenilor sunt modelate de filme. Este un vector extrem de puternic și folosit de oameni care n-au nicio legătură cu Dumnezeu, un vector extrem de destructiv. Da, pentru că filmele vin, așa cum spuneam mai devreme, și răspund unor sentimente, unor emoții reprimate de către noi. În momentul în care văd un film, îl văd acasă în intimitate sau mă duc la cinematograf, dar am posibilitatea să am un insight pe marginea filmului, am posibilitatea să văd cel puțin preț de o oră sau de două ore alți oameni care într-un mod sau altul se confruntă cu probleme de ale mele, cu probleme pe care și eu le am, dar nu am tupeu să ies să le spun nimănui sau nu-mi permit să vorbesc cu ele, despre ele cu apropiații mei. Și atunci aceste filme vin și mă captivează, vin și mi-oferă așa un surogat. Nu mi-oferă rezolvare la probleme, că poate eu nu am curajul să acționez așa cum am văzut în film, pentru că am lângă mine niște părinți care nu-mi permit. Sau mai merg și la o biserică unde aud că nu-i bine. Dar în intimitatea mea, acest film, la fel ca și pornografia, la fel ca și alte chestii din acestea subtile pe care vreau să le fac eu, fără să mă vadă ceilalți, vin și îmi periază rănile. Spunea Virgiliu. Ori biserica stă undeva în spate și momentul în care eu ca adolescent, ca tânăr, mă duc la biserică, nu fac altceva decât să primesc niște lovituri peste ceea ce eu cred, peste ceea ce eu vreau, peste ceea ce mie îmi place. Spunea Virgiliu Gheorghe. Și că de-a lungul timpului biserica nici n-a încercat să se facă plăcută în mod special oamenilor. Da, și asta este foarte adevărat. Spunea Virgiliu Gheorghe în cartea Efectele televiziunii asupra minții umane, atunci când un om stă în intimitatea lui, așa cum spuneați, și se uită la televizor, deci este întuneric și se uită la o sursă de lumină, televizorul, da. Ceva este asemănător cu hipnoza. Da, asta pe de o parte. Pe de altă parte, și recomand ascultătorilor cu ocazia aceasta lectura cărții Efectele televiziunii asupra minții umane, scrisă de Virgiliu Gheorghe. Da, da, este o carte lansată undeva prin anii 2000, este foarte, foarte adevărată această carte și în unele locuri chiar te face să te întrebi dacă deții controlul asupra ceva sau dacă ești stăpân pe ceea ce vezi, pe ceea ce auzi, pe ceea ce simți. Este o carte foarte interesantă, de asemenea o recomand și eu. Începând de la camera de filmat care alunecă pe fața actorului, ca și cum ai putea să mângâi fața femeii sau a bărbatului respectiv. Sunt lucruri tehnici subliminale extrem de perfide. Da, sunt tehnici subliminale și știți ce este mai tragic? Că aceste tehnici subliminale folosite în mass media, în clipurile publicitare, în filme, în campanii, în tot ceea ce înseamnă media în general, sunt și aprobate legal. Da,
Da, aici ați pus punctul pe ei. Da, din păcate. Sunt aprobate legal reclamele și în momentul în care se gândește un spot publicitar și un film, întotdeauna se vizează un public țintă. Deci în industria cinematografică, în industria publicitară, niciodată nu se face ceva fără să se stabilească în primă instanță publicul țintă. Așa este. La finalul interviului nostru aș vrea să vă mai întreb un lucru. Sunteți psiholog, dar sunteți și creștin. O creștină evlavioasă care încearcă să-și trăiască viața conform a ceea ce cere Dumnezeu de la noi prin Biblie. Din punct de vedere creștin, cum credeți că privește Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, toată această destrăbălare, această mlaștină morală în care se scufundă lumea în care trăim? În 2 minute mai avem din interviul nostru. Da, adevărul este că mi-e foarte greu să vă răspund la întrebare pentru simplu fapt că vorbim de Dumnezeu și vorbim de divinitate, însă stau și mă gândesc că au văzut de-a lungul vremii, din momentul creației și căderii omului în păcat până în prezent aceste lucruri și nu pot să spun decât că probabil privind lucrurile prin prisma naturii umane, mă gândesc că privește aceste lucruri cu durere, pentru că își iubește creația. Și cred că toate aceste evenimente și tot ce se întâmplă în contextul actual, în întreaga lume, cred că nu îi provoacă neapărat dezgust, așa cum îmi provoacă mie în primă instanță, pentru că mărturisesc, n-am avut nervi să urmăresc acest film. Nici eu nu m-am uitat. Și provoacă mai mult suferință și întristare, pentru că să nu uităm, și-a dat viața pentru noi. Și-a dat viața ca noi să putem să fim, să fim izbăviți de acest gen de trăire și în cazul în care experimentăm acest gen de trăire, să putem să fim iertați, curățați pentru El, pentru că suntem creația Lui și ne vrea pentru El. Nu pot să dau un răspuns diferit pentru că, repet, cred că, da, privește efectiv cu durere. Pentru că nu facem altceva decât să ignorăm tot sacrificiul lui pentru creație, pentru omenire. Aș încheia, pentru că am vorbit despre acest film despre care criticii spun că este un abuz, pur și simplu, nu este o operă de artă, ci este un abuz, este un film necinstit și periculos, dar în care se aduce ideea de dragoste la urma urmelor, și aș încheia cu ce spune de fapt Biblia despre dragoste, și anume în Evanghelia, și recomand ascultătorilor să citească 1 Corinteni, capitolul 13, ceea ce scrie Apostolul Pavel despre dragoste, dar aș încheia cu un verset din Evanghelia după Ioan, din capitolul 3, unde spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, adică pe Domnul Iisus Hristos, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pentru mine, ca și creștin, cel din Corinteni este elocvent și este un fel de crez, în sensul că pentru o persoană care este dedicată lui Dumnezeu și vrea să-L slujească pe Dumnezeu, pentru cei din afară vreau să vă spun că acest verset este folosit tocmai pentru a perpetua acest gen de comportamente deviante pe care noi ceilalți creștini nu le acceptăm, da? Pentru că spune că dragostea acceptă tot, rabdă, e îndelung răbdătoare, înțelegătoare și așa mai departe. Și ei vin și iau acest verset, îl scot din context. Da, Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să le dea înțelepciune tuturor, să foarte înțeleagă. Foarte multă înțelepciune, da. Și trebuie să stăm, să mijlocim înaintea lui Dumnezeu și să cerem discernământ. Pentru că, așa cum spuneam la început, păcatul încearcă în mod subtil să-și facă loc în viața noastră. Mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu doamna psiholog Lizeta Țuț, am discutat pe marginea unui film care a primit 4 nominalizări la Oscar, o idilă între un bărbat matur și un băiat de 17 ani, o relație de pedofilie sau pederastrie, un film despre care se spune, criticii spun că este necinstit, periculos, este abuzant. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!